7653 de cazuri de infectare cu gripă sau viroză sezonieră au fost confirmate în perioada 27-31 martie în cadrul instituțiilor de învățământ din Moldova, cu circa 200 mai puține decât săptămâna precedentă, informează Ministerul Educației. Mai exact, în grădinițele din țară, peste 3500 de copii, precum și alte 122 de persoane din rândul cadrelor didactice sau a personalului instituției preșcolare s-au infectat cu gripă sezonieră. De asemenea, în învățământul primar, gimnazial și liceal au fost înregistrate 3887 de cazuri de infectare în cadrul elevilor și 86 de cazuri în rândul cadrelor didactice și a personalului. Datele sunt puțin mai pozitive și când vine vorba de situația epidemiologică SARS-CoV-2 înregistrată în instituțiile de învățământ preșcolare, primare, gimnaziale și liceale din Moldova. Aici, săptămâna trecută, 43 de micuți și 23 de elevi s-au aflat în izolare din cauza pandemiei COVID-19. Acestora li s-au alăturat și 22 de cadre didactice, mai informează Ministerul Educației.